se văd până ziua de astăzi. Eu mi-am zis, domnule președinte, rector, acum 2 ani când s-am îndresat 25 de ani. Aha, da, nu știu ce știu. Deci volumul verde. O zi de sărbătoare astăzi la Universitatea de Vest Vasile Goldiș. Senatul Universității de Vest a aprobat acordarea celui mai înalt titlu academic, cel de doctor honoris causa, domnului profesor universitar doctor Petru Andea de la Politehnica din Timișoara. Personalitatea domnului profesor este una deosebită, născut pe meleagurile arădene, a urmat Politehnica din Timișoara și a avut o carieră pas cu pas care l-a dus la titlul de profesor universitar. Cariera academică a fost împletită cu cea de deputat mai mulți ani, în alte legislaturi, în Parlamentul României. A lucrat în Comisia de Învățământ a Camerei Deputaților, are în palmaresul său 300 de proiecte și legi pentru parlamentari. A contribuit din plin la elaborarea legii numărul 1, legea învățământului. Nu a neglijat niciun moment activitatea profesională, având peste 150 de lucrări publicate în reviste de specialitate. Domnul profesor a fost un prieten și este un prieten al Universității de Vest Vasile Goldiș, fiind fiul al meleagurilor arădene, a contribuit din plin, prin ajutorul dânsului, la faptul că Universitatea și-a consolidat activitățile în perioada în care a sprijinit și a coordonat o serie de proiecte și cu Universitatea de Vest Vasile Goldiș, iar Senatul Universității noastre l-a onorat cu acest titlu pe care îl merită din plin. Vă mulțumesc! Mergem la mine! Nu pot să spun decât că sunt foarte onorat și cât se poate de bucuros de evenimentul pe care Universitatea Vasile Goldiș l-a pregătit special pentru mine, conferindu-mi titlul de doctor honoris causa al acestui universități. Este una din universitățile prestigioase, nu numai din Arad și din Banat, ci din întreaga țară. Realizările sunt vizibile pretutindeni, atât în ceea ce privește absolvenții acestei universități, cât și corpul academic și, desigur, baza materială a universității. Dar fiind primit în comunitatea academică, vreau să contribui în continuare la ceea ce înseamnă dezvoltarea prestigiului universității și, desigur, a ce înseamnă calitatea educației într-o universitate cum este Vasile Goldiș. Eu cred că faptul că e pusă sub egida marelui om politic Vasile Goldiș, acum când se apropie 100 de ani de la Marea Unire, este încă un argument pentru a fi alături de universitate.